spune, de ce faci greva foamei? Lângă CEDO. Pentru că mafia română, robinele, m-au furat, m-au jefuit de două drepturi constituționale. Dreptul la succesiune și dreptul de proprietate privată. Așa. Prin hotărâri strâmbi motivate absurd. La ei orice se poate și nu dau socoteală nimănui. Sunt în afara oricărei răspunderi, în afara oricărei control. Consiliul Suprem al Magistraturii este il capo de tutti capi al mafiei astea. Dar de ce anume la CEDO aici? Păi am dosarul aici de anul trecut, mi l-au trântit aici cu concursul cozilor de topor din România, a calului Traian, care este Corneliu Bursan și cu gașca lui de slujitori ai lui. Da. Și am venit să scot dosarul din groapă, pentru că la anul urmează să fiu, adică pe 7 decembrie urmează să fie tocat. Mai are 2 luni sau 3 luni să fie tocat. Ziua, domnule, spuneți-și nouă, ce faceți dumneavoastră aici, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului? Bună ziua, mă numesc Frunză George, sunt din România, am venit pe 26 aprilie aici, am făcut greva foamei 15-16 zile, acum sunt în protest. Protestez pe motivul că justiția română m-a făcut să mă nasc la 3 ani, ca să nu plătească pensia din legea 118 din 90 întreagă, iar aici am dat de o barieră foarte, foarte puternică de români și de celelalte națiuni care nu pot să rezolve cazul, nici până acum. După cum știți, situația e precară, azi sunt de 60 de ani, n-am mâncare, n-am unde să dorm, cu 2 euro pe zi cât îmi dă statul român nu pot să iau nicio franzelă. Aici, în loc să respectă problemele de drepturile omului, se respectă problemele de cunoștință, de nepotism, și după mine cred că folosesc și teroarea psihică ca să nu rezolve cazul. Au furat din actele mele 80% din dosarul care a fost aici și aștept, nu plec de aici până nu se termină ori cu mine, ori îmi rezolvă cazul. Iar alte probleme, ce să vă spun, frig a început frigul și stau aici, nu rezolvă nici românii, nu m-au atins nici ăștia și mă trimite mereu la România ca să-mi dea aia cu toporul în cap, mi-a zis de fapt că să mă întorc în România și să aduc probe noi. Am adus probe noi, i-am spus, domnule, mi-a dat ăștia cu toporul în cap, cum reiese și din manifestație și din pancarte pe care le-am, că nu poți să spui minciune aici, aici e Curtea Supremă a Europei, e crema Europei, a oamenilor deștept. Și nu le convine nici acum și nu s-au apropiat de mine, domnule, cu niciun fel de... Du-te acasă, păi dacă mă duc acasă, iar îmi dă cu toporul în cap. Păi ce faci? Și până când o să rezistați? Că păi, este limite. Faptul că sunt bătrân, bolnav, amărât, flămând sau ce, până la sfârșit, până se rezolvă cazul. Că România nu mă pot duce înapoi, fiindcă răspunsul final de la Tribunalul Mare, de la Tribunalul Suprem, în care spune că este irevocabilă orice recurs, și asta nu pot să mai mă duc, spune ce să fac în România. Sau să mă duc înapoi în gulag, în lagăr, sau unde m-am născut, sau să-mi dea ăla cu poporul cap. Actele, istoria nu se poate repeta. După câte am înțeles de la reprezentanții români și de la justiția asta lor care este aici, am înțeles că apoi să aduc probe noi. Dar ce probe noi? Am pus și actele furate care au furat din ele, au dispărut, au, știu eu cum să le spun, dar au fost furate. 80% din 55 de pagini din primul dosar, am mai găsit 15 la confruntare pe 26 aprilie. Iar acum, mă trimit de acasă. Ce să fac, domnule, acasă? Domnule, ăștia sunt... Eu propun ca să le facă controlul medical la fiecare reprezentant sau avocat, să le facă controlul antidoping, domnule, că nu știu ce vorbesc, domnule. Antidoping și potriva alcoolului, poate nu sunt ei normali.
la intrare în serviciu fac eu analiza medicală, domnule. Că din 55 de pagini din primul dosar am mai găsit numai 15. De filele importante nici nu le-a tradus, le-a tăiat, deci filele cele mai importante le-au luat ei și le-au dispărut. Înseamnă că ei nu s-au ocupat serios de dosarul dumneavoastră. Nu, este, domnule, nu e, e mai mult decât atât. Este, după câte îmi înțeleg eu, este o mafie în legătură București-Strasburg, în care șeful e acolo și spune, băi, ia-i hârtia asta, ia-i hârtia asta. Nu, e ceva incredibil. Eu sunt om de 60 de ani, eu nu mai pot să mai mint acum sau... Dar axa este Strasburg, București. Nu-i fălul ăla dacă nu-i dai drept, e vorba de mită, e vorba de un lanț întreg de slăbiciune aici, în politica românească și în politica Curții Europene. E nepotism, să votează unii pe alții, ți-am făcut și eu un serviciu, îl faci și mie, ți-am scărpinat pe spate, mă zic, asta este o prostie, e îngrozitoare. Vă mulțumesc frumos și vă doresc curaj să rezistați până la urmă, să vă rezolvați cazul dumneavoastră, că într-adevăr este strigător la cer. În secolul 21, vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută!